Bună seara, bun găsit la Punerea pe gânduri, vă spune Lea Berzuc. În această seară alături de mine în studio se află colega mea Iaromira Popovici de la Dilema Veche. Bună seara! Bună seara! Și invitata noastră din această seară, distinsa doamnă Adina Nanu, istoric de artă. Tema din această seară, educația prin artă, cu motoul gusturile nu se discută, se învață. Acum am înțeles că tema aceasta a dilemei vechi are o istorie particulară și doamna Nanu nu este străină deloc de alegerea făcută. Este corect? Da, este corect. De fapt, doamnei Nanu a venit ideea aici care ne-a solicitat și ne-a cucerit explicându-ne proiectul ei, care deocamdată, sigur, este la stadiu de proiect, există și o materializare a lui despre care doamna Nanu ne poate spune mai bine, cu manualul de clasa 11-a, deocamdată cred că e singura materializare, dar sunt planuri mari în domeniul ăsta al educației prin artă, care nu se referă numai la educația prin arta plastică, ci și prin muzică. Noi am extins-o la film, teatru și o să discutăm mai pe larg. Doamna Nanu, spuneți-ne mai multe despre proiectul dumneavoastră, care este o materializare, o primă materializare, practic, a ceea ce considerați dumneavoastră că ar trebui să se întâmple, bănuiesc. Este vorba aici de o extindere și în timp, nu numai în spațiu, cum a spus Iaromira Popovici, pentru că eu m-am gândit că această educație prin artă ar trebui să cuprindă vârstele mici, desigur, și toată școala obligatorie, dar ar trebui să se extindă până la sfârșitul vieții. Pentru că a trăi prin artă, a comunica prin artă, înseamnă a trăi mult mai intens și, în orice caz, mult mai plăcut. Și pentru anii care urmează după pensie, mie mi se pare că arta este o salvare. Este singurul mijloc prin care cineva care nu mai este activ numai în domeniul pe care și l-a ales, pentru care are chemare, dar orice om poate să vibreze potrivit simțului pe care l-are mai dezvoltat, cineva prin muzică, altcineva prin arte vizuale, cineva care este pasionat de film prin artele cinetice, și viața poate să se scurgă în felul acesta, infinit mai interesant, infinit mai motivat decât se întâmplă de obicei, la noi cel puțin, când ieșirea la pensie poate să fie luată ca o tragedie. Eu am avut colegi la Universitatea de Arte care, în ziua în care au aflat că nu vor mai fi în școală cu studenții lângă ei, au făcut pur și simplu un atac și au murit. Oameni care ar putea fi recuperați de un sistem, fie de stat, de învățământ sau de forme, cum este Fundația Calea Victoriei, care asta și face, nu? Fără discuție, și sunt destule alternative, dar nu încă destule la noi, fără discuție, care ar putea să ofere posibilități de dezvoltare mai departe, ceea ce în știință se numește cercetare, pentru oricare om din țara noastră. Acum, pentru că spuneți că arta în general se poate adresa unui copil, după cum se poate adresa unui matur, după cum se poate adresa unei persoane în etate, arta vorbește oricui, ca să spun așa, dar educația prin artă, teoretic, la ce vârstă ar putea să înceapă? Sau când ar trebui să înceapă? Educația prin artă poate să înceapă chiar din momentul în care copilul începe să vorbească. Pentru că, în primul rând, funcționează modelele pe care le vede în jurul lui. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanti, sigur. Însă ar trebui să existe o inițiere, încă dintre întâia primară, să spunem. Adică o inițiere în ce privește chiar modul de comunicare prin artă.
pentru că ceea ce nu se știe și mai ales nu se vede la noi, este diferența esențială care constă între comunicarea prin gândirea logică, gândirea rece, obiectivă, ceea care comunică niște date pe care toată lumea trebuie să le înțeleagă la fel, pentru că altfel nu ne-a mai înțelege în viața practică, și trăirea artistică, care este efectiv o trăire cu tot ce este un om înzestrat. Adică, în momentul în care asculți muzica pe care o preferi, în momentul acela intră în joc absolut tot ce poate un om să trăiască. Emoții, senzații în primul rând, pe urmă emoții, gânduri, încep să faci asociații, să faci paralele între ce lucrezi tu și ce îți spune muzica respectivă. Memoria îți furnizează tot felul de date comparative și la sfârșit te poți pomeni chiar cu niște proiecte care înfloresc paralel la această incitație pe care o perfecțiune, un acord muzical, nu că de aici am pornit, poate să sugereze. Această trăire plenară este, de fapt, scopul comunicării prin artă. Pentru că cel care creează, cel care materializează în ceva, în muzică sau în arte vizuale, într-o sculptură, într-o pictură, într-un obiect foarte reușit, acela, într-adevăr, investește în lucru pe care îl face, tot ceea ce există în el. Și tocmai această consonanță, acest acord între diversele moduri de a trăi, alcătuiește prețiozitatea, valoarea operei de artă. Ori copilul trebuie de la început să înțeleagă că există o diferență între ce învață la aritmetică, unul și cu unul fac doi, care nu poate să dea alt rezultat în niciun fel, și ceea ce are voie să facă la desen, unde el trebuie să arate ce-i place, ce simte, ce vrea, ce... Și lucrul ăsta, dacă el îl înțelege de la început, nu va mai amesteca aceste materii între ele, așa cum se întâmplă foarte deseori la noi acum în școala generală, în vremea comunismului, pentru că artele erau socotite nu numai de exterități, așa erau socotite pe fată. Însă fondul problemei era că aceste arte dezvoltă personalitatea, individualitatea, diferențele mai ales dintre oameni și nu asemănările, și societatea comunistă n-avea nevoie decât de roboți. N-avea nevoie de oameni care să nu numai să gândească, dar care să aibă o atitudine personală. Și printre pledoariile pe care le-am auzit în acești ani, în favoarea artelor vizuale în special, că acolo mă pricep mai bine, între aceste pledoarii erau și unele foarte interesante care spuneau că artele, nu numai că pot fi judecate cu mintea, cu judecata rece, dar chiar că ar putea să fie la o adică considerate și ele niște științe. Acum, asta voiam să vă întreb pentru cititorii dilemei, ei or să descopere singuri care ar fi motivele pentru care e nevoie de o astfel de educație. Deja ne-ați sugerat că trebuie să înveți să ieși din stadiul de robot și să începi să trăiești. Practic, pentru ce ar trebui să existe această educație prin artă? Am văzut în dilema, ne învață să comunicăm mai bine, nu? Ne învață să comunicăm, ne învață să primim darurile pe care le-au realizat creatorii. Acum vorbesc din punctul de vedere al publicului.
această inițiere în arte, poate chiar să descopere celor talentați drumul lor în viață. Pentru că există, mai ales printre români, asta e cel puțin convingerea mea, foarte mulți oameni talentați. Se spune că românii e născut poeți, dar eu cred că e născut cu mai multe artist. Daruri decât numai cel de a face versuri. Ori această educație în comunicarea prin arte ar trebui să ocupe un loc care îi se cuvine în orarul școlar. Un loc care să fie, dacă nu echivalent, dar oricum să se apropie de modul în care se face la literatură poezie, de pildă, sau la muzică, nu numai istoria muzicii, ci și un fel de teorie muzicală, un fel de explicație sau de legătură, dacă vreți, între poezie și muzică. Prin urmare, această educație este bună și pentru a dezvolta talente, dar și pentru a face educația publicului, pentru ca publicul să posede limbajul comun cu creatorul și să poată să primească darul. Acesta este foarte interesant, practic, în dilema, apare ca un fir roșu această idee că poate nu se naște oricine cu talentul de a picta sau de a cânta sau de a compune muzică, dar ar trebui măcar să ne educăm, să receptăm lucrurile acestea și să fim un public receptiv. Vedem, în schimb, un public care nu mai există. Este și cauza este și faptul că tocmai nu se face această educație prin artă, faptul că avem astăzi publicul pe care îl avem, care mănâncă semințe la un spectacol și huiduie. Fără discuție și care în locul unei muzici elevate preferă, ce să mai vorbim, această educație a publicului se face în alte țări. Asta este partea interesantă. Și dacă noi studiem programele, știu și eu, Italiei sau ale Olandei, nu? De ce să nu preluăm de acolo și această latură? Chiar cum se face în Occident această educație prin artă? În ce constă, în cadrul instituționalizat, evident, pentru că altfel o să vedem în dilema conferințele de la Tel Aviv ce înseamnă, există o activitate culturală fără îndoială, dar în cadrul instituționalizat, școlar, cum se face această educație prin artă? N-aș putea să vă spun exact ca ore sau ca... Da, nu. În detaliu, pentru că nu m-am ocupat acum în urmă. S-a făcut acum vreo 20 de ani un soi de congres internațional sau așa ceva în care s-au făcut astfel de comparații și sigur concluziile au fost în favoarea educației artistice. Ce mi se pare mie acum mai interesant și mai nou în ultima lege a învățământului, nu este partea de educație artistică din școală. Pentru că acolo nu mi se pare că s-au făcut semnificativ pași mai departe, însă este măcar schițat un program de lucru adresat pensionarilor. Adică, pentru prima dată, mi se pare că se dă atenție umplerii vieții acestor cetățeni care deodată se văd cu mult timp liber în față, cu niște preocupări care nu numai să-i facă să-și exercite, să spunem, sistemul nervos sau chiar pe cel muscular, ci să îi facă să descopere că viața are niște laturi, niște preocupări, niște aspecte cărora până atunci nu le-au dat suficientă importanță.
Acum, revenind la educația timpurie, ca să spunem așa, iar Omira, am văzut că ai încercat să vezi cam cum stau lucrurile în momentul de față. Cum stau lucrurile în momentul de față în școala românească? Se fac în continuare faimoasele ore de muzică și de desen, bănuiesc, nu? Păi da. Văd că doamna Nanu a cotit-o de la manualul de clasa 11 spre educația permanentă, care era oricum una din componente, dar oricum am fi atins-o și pe aceea. Pe înțeleg, dacă am înțeles bine și din dialogul pe care l-am avut cu domnul Adrian Brescu, care este inspector de specialitate, că în școala primară cât există o oră pe săptămână, nu una de muzică, una de desen, asta este educația prin artă, în clasele 5-8 o oră pe săptămână, pe săptămână, când una de muzică, când una de desen. Deci cam, dacă e să facem o medie, o jumătate de oră pe săptămână. Și pe urmă, în liceu, o să o las pe doamna Danu să spună că acolo diferă de la clasele de uman, diferă programa față de cele de științe și real. Deci la clasele de uman a apărut totuși posibilitatea de a face o materie care se cheamă cum, educație plastică. Da. Gândindu-mă tocmai la această educație a publicului care trebuie să primească darul capodoperelor, am încercat să scriu niște cărți, nu numai pentru studenți, ci pentru elevii din școala generală. Întâi, primele cărți care au apărut au fost niște adaptări ale cursurilor pe care le țineam studenților de la arte sau de la un ATC. Însă, pe urmă, mi-am dat seama că nevoile cele mai mari nu merg chiar în direcția asta, ci că marele public ar trebui, în primul rând, învățat să se uite, să vadă, să aibă răbdare când merge pe stradă, să se oprească în momentul în care remarcă ceva interesant, nu numai un monument sau o biserică sau o statuie, ci chiar o casă. Și pentru asta, sigur, normal ar fi să știe ceva despre istoria stilurilor. Dar la fel de important mi s-a părut că este și ca orice om să afle ce înseamnă patrimoniu, cum trebuie nu numai înregistrat, dar ocrotit, cum trebuie să te porți, să spunem, cu o casă care a fost făcută de un arhitect celebru, nu te apuci să o supraetajezi așa. Corect. Fără să ceri nicio autorizație, sau să scrii pe pereți, nu? De aici, de la aceste preocupări, a ieșit o carte de educație plastică, educație artistică, pardon, pentru clasa 11-a, de care eu m-am bucurat foarte tare, gândindu-mă că va ajunge în mâna tuturor elevilor de vârsta respectivă. Dar am avut surpriza neplăcută să văd că pe copertă scrie numai pentru filiera umană, umanistă, ceea ce înseamnă cam o treime din toți elevii și ceea ce înseamnă că tocmai cei care se vor face arhitecți, probabil, sau constructori, sau ce știu eu, alte multe meserii pentru care ei preferă în școală să facă secția reală, sau mi se pare că mai există a treia secție, este Științe. Secția de științe. De științele naturii. Da. Așa. Oricum, este limpede că tocmai țelul pe care eu l-am avut în minte nu s-a realizat decât palid. Foarte puțin. Mult prea puțin. Dar aveți chiar cumva un fel de feedback? Știți cum a fost receptat acest manual de cei care, iată, puțin totuși au avut parte de el? Am avut o experiență interesantă care la început m-a bucurat foarte tare. Profesori entuziaști
care mi-au spus că au cartea și așa. Și eu, insistând să-mi spună cum au aplicat-o, am aflat cu stupoare că au luat trenul din orașul în care se aflau, au venit la București, au văzut toate exemplele pe care eu le dădusem numai ca exemple, pentru că fiecare profesor cu clasa lui trebuia să se uite întâi la sala de clasă, pe urmă la școala în care lucrează, pe urmă pe strada respectivă, să caute un monument, o biserică, o casă memorială și să încerce să facă efectiv cercetare, adică să găsească ei cu forțele proprii și exercitându-și spiritul critic lucrurile pe lângă care treceau fără să le dea importanță. E, în locul acestei atitudini de încurajare a lucrului personal și individual, respectivii profesori cu elevii lor au venit să vadă exemplele pe care eu le dădusem, le-au conspectat cu foarte multă grijă și aplicație și au ratat, zic eu, esențialul. Esențialul, care era a învăța omul să recepteze exact propriul lui univers. Și am avut în minte să antrenez pe acești tineri să stea în fața unei imagini mai mult decât stau ei de obicei. Adică să nu fugă în fața fațadei școlii, ci să stea și cât timp trebuie să răspundă la, să zicem, 15 întrebări. Să se tot uite la această fațadă. Și vrând nevrând, concentrarea sufletească pe care o face o dată în fața fațadei școlii, a doua oară în fața bisericii din vecini, a treia oară, știu eu, asupra cărui obiectiv, să fie pur și simplu un antrenament pentru o atitudine pe care ei să o reia în tot cursul vieții. Stând de vorbă nu de mult cu un domn de la radio, nu știu cum a venit cuvântul plictiseală în discuția noastră, și el mi-a spus, eu nu mă plictisesc niciodată. Când merg pe stradă, găsesc tot timpul câte ceva foarte interesant de văzut, la care i-am spus, vă îmbrățișez până unde. Absolut. Acum, întrebarea este, iată, vedem și în dilema o să citiți, vedem că avem un sistem educațional extrem de rigid și, din păcate, foarte mulți profesori se pliază pe acest sistem rigid și ei înșiși, probabil învățați într-un cadru extrem de îngust, nu reușesc să se desprindă. Rezultatul, din păcate, este dramatic. Colega mea de la Iași, Violeta Cincu, a realizat un Vox, a întrebat mai mulți tineri dacă sunt mulțumiți de felul în care se face la școală ora de desen și ora de muzică. Să ascultăm ce a ieșit. Nu știu încă să citesc, dar voi fi la școală în curând. Care e melodia ta preferată? Păi preferatele mele este una în engleză care nu se înțelege și fapt preferatele mele nu sunt de înțeles, că sunt în engleză. Se donează, te rog. Ei sunt pasionați de a se uita la statui, la niște imagini la muzee, la simbolurile țărilor. Știu deja, chiar dacă au 3 ani și ceva, știu despre care este Agus Panie sau alte țări, de culturi, știu despre Egipt, despre piramide. Cum se desfășura ora de muzică? După ce ne preda și ne învăța anumite, ne preda doamna profesoară ce aveam în programă, ascultam muzică, lucru care îl găsesc un lucru benefic pentru noi, deoarece ne mai mărim și noi area de cunoștințe generale, cum ar veni. Cum ați găsit orele de muzică și de desen pe care le-ați făcut în liceu? Oh, groaznice! Un coșmar! De ce? N-am talent la muzică, desen, mă depășesc complet. Vorbim totuși și de o anumită educație prin artă. V-au folosit la ceva? Nu. Ceea ce s-a făcut, chiar nu. E complet irelevant. Nu s-a făcut istoria artelor, care, da, asta te ajută mai departe, niște tehnici
de solfegiu, în materie de muzică și cântat după ureche, dacă o ai sau nu, cazul meu nu există, și la desen, la fel, liber. Se dădea un plan făl, cum, nu se știe. Tot familia rămâne cea care face educația în definitiv. Și la școală, dacă ne uităm la noile generații, e... Credeți că modul în care se face ora de muzică sau ora de desen îi îndepărtează pe tineri de artă? Da, absolut. Nu ajută să-ți dezvolți imaginația, să te bucuri de artă și să o iubești. Ajungi să îți fie frică de ea. Arta în România, nu știu, după părerea mea, long gone, adică nu știu cum să vă spun acum, ați luat prin surprindere. Părerea mea despre artă, nu știu, nu prea găsesc artă în România. Nu mai este, pur și simplu. Dacă ar trebui să caracterizați orele de muzică, de desen din liceu? Muzică, desen... Nu știu, pur și simplu a fost nul. Deci, pur și simplu, nu m-a ajutat, nu mi-a plăcut deloc. Pur și simplu am stat... Am auzit, mă rog, la muzică recunosc, am învățat să cânt, mi-a plăcut și da, într-adevăr, câteodată am vrut să progresez în chestia asta, m-am gândit eu. Orele de muzică am fost profil uman și nu am avut ocazia să fac muzică sau desen, obiect. Acesta a fost voxul. Aș putea spune că pe de-o parte este trist pentru că ne dăm seama că oamenii, copiii, iată, tinerii sunt extrem de nemulțumiți de felul în care au făcut școala, dar pe de altă parte e și un aspect extrem de pozitiv. Apetitul există. O ascultam pe tânăra aceea care spunea că nu ne-a ajutat să ne dezvoltăm imaginația. Deci, credeți că până la urmă în România ar prinde, ca să spun așa, un astfel de tip de învățământ? Sunt foarte convinsă că ar prinde. Și din ce am ascultat din părerile elevilor, reiese foarte clar că dacă profesorul dorește să inițieze pe elevi, dacă dorește să trezească în ei dragostea pentru arta pe care o profesează, găsește material uman. Nu asta este problema. De întotdeauna calitatea profesorului a fost cea care a hotărât dacă se alege sau nu ceva din materia respectivă. Ce mi se pare mie că s-ar putea face, în special în etapa în care ne aflăm noi, adică după ce foarte mulți ani predarea artelor a fost neglijată din diverse motive, comuniștii, postcomuniștii și așa mai departe. Cred că s-ar putea face un efort pentru a explica, în primul rând, tinerilor că arta nu este un lucru intangibil, care plutește undeva în nori și inaccesibil, ci că poți să găsești artă în fiecare clipă a vieții. Mă gândesc în primul rând la ceea ce se numește artă decorativă. Scaunul, masa, tot ce ai pe în casă. Fiecare obiect a fost proiectat, a fost creat de un designer, care designer a avut aceeași pregătire artistică pe care a primit-o un pictor sau un sculptor. Și muzica de asemenea. Din cauza asta am și propus, să vedem, sunt foarte curioasă dacă cineva va ridica această mânușă, ca la muzică să se ocupe cineva de muzica vorbirii. Extraordinar concept. În momentul de față, pe postul de televiziune cultural, există o emisiune făcută de regizorul Radu Dănilă, care încearcă să pună lucrul ăsta în practică prin interpretarea diferită a câtorva cuvinte luate aproape la întâmplare și care sunt interpretate de doi studenți, o fată și un băiat, odată indiferent, a doua oară agresiv, a treia oară cu dragoste, și
Numai așa poate să iasă în evidență această încărcătură pe care cuvintele care par absolut obișnuite o capătă prin intonația, deci prin muzica pe care fiecare din noi vorbim acele cuvinte. La fel, pentru lecțiile de arte vizuale, m-am întrebat întotdeauna cum se poate că nimeni nu s-a preocupat de imaginea umană, care este practic o pictosculptură și este o, să nu zicem chiar artă, ea poate să fie artă, dar este în orice caz o creație la care suntem toți obligați zilnic. Adică este o imagine care se face în momentul de față ca o artă de amatori. Și fără ca oamenii să realizeze că această compoziție, care include desen, umbră și lumină, culoare, manevrarea unor materiale, că această compoziție transmite mult mai mult decât își imaginează fiecare om. Chiar îmbrăcându-te complet la întâmplare, așa, într-o zi când n-ai ceva important de făcut, tot subconștientul e cel care te face să alegi astăzi un pulover negru și mâine unul roșu. Această imagine umană și ea poate să fie conștientizată în așa fel încât chiar aceste impulsuri, să spunem, de talent care curge de undeva din subconștient, să poată să fie cât se poate controlată. Asta vreau să vă întreb. Acum mi-a venit, ascultându-vă, mă gândeam, oare această tânără generație pe care o vedem uneori îmbrăcată într-un mod extrem de neîngrijit, neîngrijindu-se chiar de muzica vorbirii de care spuneați, vedem tineri care mai mult urlă decât vorbesc, nu mai vorbim de muzică, ar putea fi, de exemplu, și ar putea face loc într-o programă a viitorului, cursuri de design al casei, cursuri de design vestimentar, i-am putea atrage mai mult oferindu-le genul acesta de experiențe care sunt artistice. Eu sunt absolut convinsă că este modul cel mai simplu și mai eficace de a explica unui om că această artă nu numai că este numai o garnitură a vieții, ceva de care te poți lipsi, ci este un lucru absolut esențial pentru a comunica cu ceilalți, pentru a-ți manifesta o atitudine, să spunem, personală, și, de ce nu, pentru a manipula pe cei care se uită la tine sau îți intră în casă. Absolut. Iar, Romira, în acest număr al dilemei mai e o idee care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că, până la urmă, arta te învață în cele din urmă și cum să te așezi în societate. E o idee care iarăși străbate ca un fir roșu acest număr al dilemei pe care o să-l citiți de altfel. Este așa? Adică te învață arta să te raportezi, cum spuneați dumneavoastră, prin felul de a te îmbrăca, prin felul de a... Deja e un fel de a te raporta la societate. Mă rog, nu știu dacă... Da, într-un fel, sigur, se poate spune că nu știu dacă te învață chiar cum să te așezi în societate, dar îți dă niște aturi mult mai mari decât dacă nu ai niciun fel de educație artistică. Se poate lua și așa, la modul pragmatic. Dacă știi cum să te îmbraci, dacă ai un gust mai bun, sigur că ai și mai multe șanse în societate. Acum depinde și ce valoare are societatea respectivă. M-am gândit chiar la asta. Știi că înainte exista o educație estetică, nu știu, să zicem, claselor peste media. Acum valorile sunt mixte și nu știm, adică problema e, cred eu, acum este a valorilor care circulă în societate, adică valorile artistice nu mai știu dacă sunt pe primul plan printre valorile generale ale societății și dacă ne uităm în jur la case, clădiri, mai ales la cele noi, de pildă, la felul în care se îmbracă lumea, e clar că lipsește o educație estetică, e clar că gustul la
Și a scăzut nivelul foarte tare, a decăzut foarte tare. Și atunci cred că o asemenea educație artistică ar avea și un rol pragmatic, nu știu dacă pentru a, cum să zic, ați găsit un rol în societate, dar pentru a restabili, a pune la locul lor vechile valori, să zicem, normale sau niște valori normale ale societății. Adică poate s-ar construi mai frumos, poate lumea s-ar îmbrăca mai cu gust, poate într-adevăr s-ar vorbi mai rațional, mai, nu mai rațional, ci mai, nu neapărat frumos, dar mai ponderat, mai altfel. Adică ar avea un rol și un rol pragmatic. Se poate, nu cred că e o educație, pur și simplu, idealistă sau utopică. Putem să privim și din perspectiva asta. Citeam, de exemplu, despre teatru. Spectacolele de teatru în care poți să antrenezi tinerii. În care ajută să comunice și să-și asume anumite roluri și poate mai departe responsabilități. Da, se poate. Și vorbeam de școală, o paranteză. Există în numărul ăsta o profesoară tânără, Diana Marincu, care e și doctorand în același timp în arte plastice și care a reușit să facă tot soiul de experimente cu copii, să facă altfel orele de desen. Într-adevăr, ține de profesori și noi vorbeam atunci când am avut întâlnirea cu domnul Brescu, cu inspectorul de art general de arte din Ministerul Învățământului, din Ministerul Educației, că ar fi întâi necesar un training al profesorilor, ca și copiii să poată fi învățați cum trebuie lucrurile astea, ar trebui întâi să fie învățați profesori. El punea accent pe necesitatea unui training al profesorilor, care nu există. Depinde pur și simplu de cum e profesorul respectiv. Și pe urmă se punea problema, domne, la ore se pune accentul pe aptitudini, ori cum spunea unul din cei intervievați de voi, nu toată lumea are aptitudini și atunci orele pot deveni o sperietoare. Mai bine s-ar pune accentul pe cunoștințe generale, cum spune doamna Nanu, să poți interpreta o imagine, adică să poți înțelege mai mult din ea, să poți asculta o bucată muzicală și să știi cum să o asculți, decât să fii tu cel care performezi, pentru că dintr-un număr de elevi, nu știu câți vor fi ei înșiși actori și majoritatea vor face parte din publicul de care spuneați. Adică, de multe ori, pentru cei netalentați sau mediu talentați, orele de, chiar de muzică și de desen pot fi o teroare. Pentru că mine, nu știu ce că să facă. Pentru mine muzica, de pildă, că eram afonă. Da, exact. La fel la muzică, țin minte când mă ridica profesorul în picioare și mă punea să cânt ceva, deja mă înroșeam toată, începeam să tremur și ieșea o chirăială din mine. Deci practic, nu. Cum spuneți dumneavoastră, poate nu toată lumea are aptitudini, dar toată lumea știe să simtă o operă de artă și asta ar trebui probabil cultivat pe viitor. Știți la ce mă gândesc? Toată discuția noastră și tot ceea ce acum iese la iveală ține pur și simplu de momentul istoric în care ne aflăm. Noi suntem acum efectiv într-un fel de tranziție, că s-a tot vorbit de tranziție pe toate planurile. Este această, să spunem, nu egalizare, dar faptul că toată lumea are acum acces aproape în egală măsură, nu vorbesc acum de diferențele de preț, să spunem, că poți să-ți cumperi o pereche de blugi cu nimica toată sau cu un preț exorbitant. Dar până la urmă, pe stradă, toți blugii arată cam la fel. Vreau să spun că, practic, cam toată lumea, adică toate meseriile care există, au acces cam la aceleași lucruri. La teatru poate să ducă oricine, nu există numai teatru de la Versailles pentru rege și nobilii de jurul lui, monumentele din piață le văd toți, de îmbrăcat trebuie să ne îmbrăcăm toți și dacă te uiți pe stradă nici nu poți să spui, înainte coșari erau coșari, boieri erau boieri, aveau pălărie joben, muncitorii aveau cămașă albastră și șapcă în cap, adică fiecare înainte era obligat să-și comunice locul din societate și rolul prin felul în care arăta. Un țăran nu putea să fie confundat cu un bancher. Ori în momentul de față chiar îi pot confunda pe stradă. Corect. Țăranul și bancherul, mm-hmm, pentru că se îmbracă la fel. În această situație, lumea nu are dezvoltate tocmai aceste aptitudini, pentru că de asta e vorba, de a recepta
nici cum arată strada, nici cum arată oamenii, pentru că nimeni nu e obligat să-și conștientizeze lucrul ăsta. Înainte, regii, după aia cântărețele de opere, în fine, toți cei care erau la vedere, care puteau servi, nu trebuie model, că n-aveai voie să imiți, dar oricum îți dădeau niște exemple de armonie, de frumusețe. De aici s-a și dezvoltat cuvântul de distins, nu? Un domn distins sau o doamnă distinsă, care nu semăna cu toată lumea de pe stradă, pentru că aceste categorii favorizate erau îmbrăcate de către profesioniști. Maria Antoinette avea pe Rose Bertha, care este una din primele, să zicem, designere de modă, că nu era numai croitoreasă, și probabil că ea a colaborat la imaginea pe care Maria Antoinette a făcut-o, cu toate exagerările de perucă și de fustă învoaltă. Și lucrul acesta făcea ca să se deosebească oamenii săraci de oamenii bogați. Ori în momentul de față, oamenii săraci și oamenii bogați nu prea se mai deosebesc, cel puțin la prima privire. Dacă stai să cauți eticheta de pe haină, te poți lămuri câți bani a costat. Însă altfel, la prima privire, diferențele scapă. Ori în momentul în care, acum, orice om nu mai își procură de la un profesionist o ținută în ansamblu. Nu se ocupă nimeni de cum se potrivește așezarea părului sau machiajul cu hainele cu pantofii, cu geanta, cu tot ce face parte din aspectul omului. În momentul ăsta s-a prăbușit scara valorilor. Pentru că fiecare din noi își cumpără lucrurile pe bucățele, cum le găsește, cum întâlnește ceva ce își dorea. Iar ceea ce se cheamă compoziție plastică este pur și simplu un lucru la care nimeni nici nu se gândește măcar. Dar aminte să priceapă că o compoziție are anumite centre de interes, că privitorul este atras acolo unde vrei tu să-i atragi privirea și că este foarte convenabil să te gândești când te uiți în oglindă ce vrei să vadă omul întâi și ce vrei să ascunzi. Corect. Pentru că până la urmă chiar așa se întâmplă. Acum, întrebarea este, cine ar putea fi în România de azi? Că răspundeți și dumneavoastră atât de bine. Este o țară în tranziție, care și-a pierdut reperele, care are o ierarhie a valorilor răsturnată. Cine ar putea fi vectorii pentru o schimbare? Cine ar putea fi cei care să reînvețe societatea, să se raporteze la ea, să se raporteze la ceilalți, exact în maniera în care spuneați dumneavoastră, și la artă în primul rând? Eu cred că aici este o ofensivă care ar trebui să antreneze în primul rând Ministerul Învățământului, care să dea ideea, care să-i entuziasmeze și pe ceilalți pentru a merge pe drumul ăsta nou, să zicem. Pe urmă, universitățile de arte ar trebui să își pună această problemă și să își orienteze chiar pe studenții de la diverse secții, cei care vor ajunge unii planificat, dar alții neplanificat profesori de arte. Pentru că foarte mulți dintre studenți nici nu-și fac setul de studii pedagogice, psihologie, pedagogie și partea practică, experiența. Gândindu-se că vor face pictură, sculptură sau mai știu eu ce creații elevate și pe urmă își găsesc un loc în învățământ și gata. Ori în momentul în care își dau seama toți acești studenți că ar putea să facă un lucru foarte interesant și foarte util
Și care să nu le ceară cine știe ce eforturi, nu? Eu sunt convinsă că ar pune umărul mult mai mulți la această mișcare. Vreau să vă povestesc o mică experiență pe care am făcut-o în momentul în care am început să predau la Universitatea de Teatru. Aveam în sală viitori regizori. Și eu veneam de la Universitatea de Arte, unde studenții veneau în general de la școli de arte, Toniță sau alte similare. Și prin urmare, noi vorbeam același limbaj. Când am ținut prima lecție la teatru, mi-am dat seama că studenții sunt neatenți. Și atunci le-am spus, vă rog să mă întrebați termenii pe care nu-i înțelegeți. Nimeni n-a întrebat nimic, dar tot așa de neatenți au rămas. Și atunci am întrebat de ce școli provin. Unul făcuse engleză, altul chimie și așa. Nu venea nimeni de la arte. Și atunci am adunat din sala în care ne aflam niște sticle goale. Erau acolo risipite pentru că își improvizau decoruri. Și am adunat o sticlă de Pepsi, una de bere, una de nu știu ce. Am pus 4 sticle pe catedră și am spus, ăștia sunt 4 actori care nu vorbesc prin cuvinte, dar ne comunică ceva prin felul în care arată. Și am făcut analiză plastică, 2 ceasuri, pe 4 sticle. Trebuie să spun că din acel moment am spart gheața, ne-am înțeles. Data viitoare, exact aceeași metodă de citire a imaginii am aplicat-o pe Gioconda lui Leonardo ca să fie de la bază la vârf direct, după care ne-am uitat pe geam și am analizat niște case și așa mai departe. Adică totul este ca elevul, discipolul, să priceapă că arta nu este o rezervație, că arta este chiar viața în care trăim. O să vreau să încheiem pe această concluzie pe care o găsesc minunată. Arta este chiar universul în care trăim și fiecare lucru reprezintă un obiect de artă. Vă mulțumesc mult de tot, Iaromira, doamna Nanu. Bună seara, pe data viitoare!